Mici, bine, bună dimineața și bine ai venit pe la noi! Și eu bine v-am regăsit! Mi-ai scris pe Facebook și de 2-3 ori pe zi. Da, cumva, de aia te-am chemat, că eu sunt un pic supărat că mie nu mi-a scris niciodată. De ce nu ai scris și de? Că nu l-am găsit pe Facebook. Nu l-ai găsit pe Facebook. Dar nu l-am găsit. Dar cum ai căutat, Răzvan și Dani? Da, dar eu am intrat mai mult pe contul de Facebook. De ce? Pentru că am văzut că are poze frumoase cu mașină, este, am văzut că prea bine te dea la TV-uri în astea, să conduci, să faci cursuri, așa, cum îți place ție foarte mult. Cursuri și curse? Da. Și la Răzvan, ai văzut Facebook-ul lui Răzvan? N-am văzut Facebook-ul. E numai pisici și n-am văzut sarmale are. Nu e mare lucru. Dați-mi înapoi Facebook-ul de l-ați afișat, că vreau poza, poza mare de profil. Vreau să-mi explice un pic, că nu... Cover foto sau profil? Cover-ul ăsta. Cover-ul. Dați-ne cover-ul, vă rog. Poți să ne explici un pic această fotografie, unde e făcută? La mine, la biserică, la Pentecostal. Eu parțin într-o biserică Pentecostal, religie. Am înțeles. Ești păstor acolo, nu? Nu sunt păstor, am fost la o nuntă și am făcut și o poză, cum mi-a făcut cineva poză, un prieten al meu mi-a făcut poză. Și... N-ai voie să vorbești la... Nu, că încă nu sunt pastor, încă n-am făcut școala de pastoral ca să... Dar ce spui încă? Se poate să fii? Nu poți să știi, chiar să știi, că nu poți să știi. Te-ai vedea în spatele microfonului, să ai enoriași în față, oile rătăcite, să-i conduci, nu practic... chiar oile rătăcite, oamenii, dar lui Dumnezeu. Da, așa ne zice tuturor, oi mai mult sau puțin rătăcite. Deci te-ai vedea în fruntea... Ce, ți-ai verificat mesajele? Sper că nu faci asta în timpul emisiunii. Nu. Dar de ce te-ai uitat la telefon? Am vrut să... Ok, am înțeles. Nu cum mai... Bun. Uite textul, că și zice, îmi place să predic cuvântul lui Dumnezeu, eu când văd frați și surorile, mi se tresară inima în mine. Să știi că când și în corul, eu când și în corul bisericii. E, așa. Da. Tot da. Cu vocea asta. Voce frumoasă. În ultima perioadă am auzit foarte multe cântări într-o slava, dar n-am auzit pe nimeni cântând așa, știi? Adică de obicei sunt... Așa dumnezeiesc? Nu, lua în derâdere că... E. Adică cânt sau doar faci playback? Doar cânt. Nu faci și playback. E bine, nu că e bine, e bine. Nu că e despre, nu că... Fii atent, trebuie să discutăm un pic. Da, ok, discutăm. Ai net, nu? Ai net pe telefon? Îți dau netul meu. Nu. Fii atent. Spune-mi. Tu ți-ai spus, până nu de mult, ți-ai spus Acan... Cosmin, da. Acan Cosmin. Da, dar pe YouTube a rămas tot așa, Acan Cosmin, că am și un cont de YouTube, Ionuț Coman. Și am cântat niște melodii frumoase și mi l-am pus eu pe YouTube, mi l-am postat pe YouTube. Deci ai un cont Ionuț Coman. Da, Ionuț Coman, pentru că John Băsescu pe Facebook și Acan Cosmin pe Instagram sau ce? Am și Instagram, și WhatsApp, am de toate. Ca așa trebuie să aibă vedetele și Instagram și WhatsApp acum. Și vreau să le mulțumesc prietenilor mei Camil Atanase și Alex de la Voluntari. Ei sunt buni prieteni de-ai mei. Ce știi, ăștia dacă se mută, trebuie să schimbe și ei numele? Adică dacă nu, se mută în Cordanca, să fie rămân numele lor, dar îmi place să-mi fac foarte multe conturi. Când ai fost aici Facebook ultima dată, așa, aveai o iubită. Da. O chema Nicoleta, dar acum nu mai am, știi tu, nu mai am nicio iubită. A aflat Nicoleta de la televizor. Dar o să văd pe cine mi-o de la X-Factor, din public, o fată, să văd eu. Că acolo văd că vin foarte multe fete frumoase care stau acolo, pe rând, în față, în spatele jurii. Și tu vrei să iei o fată din public? Da, normal. Păi tu crezi că de aia le aduc oamenii acolo? Ei, dai, seama cum să le aduc oamenii. Stau și așa că mi-e... Ce ți-e? Stau și așa mai relaxat că mi-e cam... N-am pot stau așa. Știi și vreau să stau mai comod, să mă simt și eu. Simte-te, dragă. Mă simt și eu relaxat. Ce planuri ți-ai făcut? Ce plan? Mi-e tot mai greu. Ce planuri ți-ai făcut altele decât cele muzicale? Ce planuri? Da, ce planuri? Ți-ai făcut planuri pe anul ăsta? În afară de cântatul ăsta, sau mă rog. Mi-am făcut și alte planuri, să fiu prezentator. Cum? Să fiu prezentator, să fiu într-o... Păi e locul liber la X-Factor, poți să te duci. Păi acolo nu pot să prezint, acolo prezintă colegii de-aia voștri, că am înțeles că voi nu o să mai fiți anul acesta la X-Factor. Păi și păcat că nu o să mai fiți voi anul ăsta. Păi e locul liber, asta ziceam, nu te-ai vedea? Ok, m-aș duce acolo. Știi ce e cel mai fain? Da, dar și care e problema? Că mă vor vedea.
Delia. Că tu ești, tu te înțelegi bine cu Ștefan. Pe mă înțeleg foarte bine cu Ștefan, ți-am spus că eu vorbesc cu el, am vorbit și cu el pe Instagram, nu e nicio problemă, dar nu vă spun. Și ți-a răspuns? Da, mi-a zis doar bună ziua atâta, pentru că el are, cum să spun ție, el nu poate să stai de vorbă cu fiecare om, pentru că... Da, mie când mi-ai scris, zi, ți-am răspuns? Da, mi-a răspuns pe mesaj de la Facebook. Da, ți-am răspuns? Mi-a răspuns, da. Pentru că eu, spre deosebire de Ștefan Bănică, eu pot să vorbesc. A, normal că tu n-ai concerte cum este el, știi? Adică tu doar ești la emisiune, tu ai timp. După pauză, ce ești în pauză, poți prezenta, să spui ceva pe Facebook. Da, mă, uite. Dar ai ocupat, și actori, și prezentatori. Ia ne fii atent, da, pentru acest... Care, da, pentru dar acest lui Brenciu, cu Brenciu, cum te ai cu Brenciu? Cu Horia, Horia Brenciu? Da. Păi, cum să spun, ți-e... Am intrat și eu pe contul lui de Facebook. Și la el. Da, și la el. Ești un fel de star fucker. Dar lui nu-i-am dat mesaj, pentru că... De rușine. Nu, nu mi-e rușine, stai liniștit. Văd. Dacă mi-ar fi rușine, nu mai vineam nicio emisiune. Bun, fii atent. Înainte să ajungem la final, că trebuie să luăm pauză, eu am o... Vreau să-ți dau... Nu vrei să vii vineri la noi la emisiune? Să vii și vineri? Să vii și vineri? Pe vineri nu pot vine să vin. Ha? Vineri nu știu dacă pot să vin, văd eu. Dar ce, cuma, dar ce treabă ai, ui, ești ca Ștefan Bănică. Sunt căutat și eu, na. Ești căutat, fii atent. Da, fii atent. Îți vând un pont da. Pentru complimentul ăsta pe care l-ai făcut cu faptul că eu pot să răspund tuturor oamenilor, nu ca Ștefan Bănică, are concerte, vă înțelegi. Da. Fii atent, intră pe Google. Da. Google, intră la tine pe telefon. Google. Sau pe... Dacă ai timp. Nu pot, n-am timp acum, sincer. Ai timp. Nu, n-am timp. Fii atent. Îți arăt la mine. Da. Stai aici, stai aici. Fii atent. Dați-mi asta cu John Băsescu. Au, se pare că... Fii atent, te învăț ceva. Ok, învață-mă. Pentru că tu te numești John Băsescu, nu mă deranjează. Ok, nu știu, nu mă deranjează. Dar scrisești un pic greșit, mă înțelegi? Unde și atunci fii atent. Dai pe Google, scrie aici, Translate. Aha, Google Translate. Ok. Și pui română sus. Da. Și ce limbă vrei tu jos. Uite, poți să pui ungurește, filipino, finish. Uh-huh. Când dai cu finish. Da. French, galician, georgian, dacă te cheamă George. Nu mă cheamă George. Te cheamă Ionuț. Ionuț, da. Și fii atent. Am selectat English. Bam, vezi cerculețul ăsta? Mm-hmm. Fii atent. Asta e care s-a folosit toată viața. Scrie aici. Ioan, cum te cheamă pe tine? Ionuț. Nu Ioan. Stai un pic. Ia uite. Ioan. Ce scrie aici? John. A trecut J. J-O. Nu H. Și cum scrie acolo? John, Johan. Se pare că e o diferență? Nu, asta este corect. Johan. Johan, nu da. Johan. Da, John. John. Nu că ți-am deschis o cutiuță. Dar lasă că e bine, e bine și așa. Lasă că e bine și așa cum am eu acolo. Stai liniștit. Fii atent, te mai învăț ceva. Băi, Johnule, fii atent. Cum ar zice? Fii atent, că ți-e schimb viața. Cum ar zice prietenul nostru? Stai, stai puțin, dar acum avem să zicem că fata din public așa e unguroaică. Ah, ok. Ce vrei da, să-i da, zici? Mie-mi place, mie-mi plac fetele din Africa. Din Africa, a, Africa. Fetele negre. Negre. Auzi, spune tu, nu sunt și eu negru? N-am voie să zic la televizor. Ok. Hai să alegem o limbă africană. Da. Swahili. Nu, nu. Este, nu știu prea multe. Swahili, vezi? Ce vrei să-i zici la africanca din public? Dacă o vezi, deci ea e din Africa, o vezi și vrei să-i zici. Da. Fato. Fata mea, dragă africană. Dragă africană, ia. Te vreau aici lângă mine pe scenă. Te vreau, gata, stai un pic. Te vreau lângă mine. Da. Ești foarte atent, cu asta ți se schimbă viața a doua oară în aceeași zi. Sunt ca pastorul. Și crezi că mă ia? Și fii atent. Ia. Apeși pe difuzorul ăsta da. Și zice te vreau lângă mine în Swahili. Da. Ia pasă tu cu mâna ta. Aici. Ia ce? Nu știu de ce zice un bărbat. Trebuie să zic că femeie, te rog eu, fată păi, vreau. Fată vreau și eu, dar... Băi. De exemplu, ultima. Dacă e bulgăroică, Dacia. Dar vreau fata, am spus. Fata, tata. Da. Gata, caut fata. N-am pe Bulgaria. În chineză. Ești atent? Da. Te vreau lângă mine în chineză. Ia, apasă tu aici. Practic. Fetița a cu această treabă, okay, ți-am deschis noi orizonturi. Da, nu bun. Te mai uiți. Te duci sâmbătă la Dragonul Roșu să vezi ce... Da. Nu mă duc sâmbătă. Ce faci sâmbătă? Ce trebuie am întâlnit-o pe Lordana. Vreau să spun că am întâlnit-o pe Lordana Groza. Duminică, seară, în Parcul Herăstrău. Deja m-a recunoscut Lordana Groza. Aoleu,
Și vreau să spun că am poze cu ea. Te-a recunosc culorii. Când am văzut-o pe Loredana Groza, am spus bună seara, Acane. Nu, este melodie de Ali. Te aștept ca și zang, 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 lasă așa, așa, lasă așa, așa, lasă. Iată, eu sunt cu scuteroază în oraș și mi-e frică. Și vrei să alegi în zigzag cu Loredana. Da. Tu în zig și ea în zag. Zuca, zuca, la aia. Fii atent, Acane. Ia spune, tata. Ia, tata. Fiule. Ia, a. Vom zice în chineză. Da. Ia apasă-te aici. Mă pricep cu astea. Fetița. Nu m-am zis aici ce am scris. Luam poză. Ua poză, auzi? Luam o pauză, scrie, mă. Luam pauză, de ce? Nu, de ce? Luam o pauză, că așa e la televizor. Ești perfect, auzi, de prezentator. Vreau să... A fost chiar tare, mă bucur că m-ați imitat și chiar să mai vine aici la voi. Și vine la 9 și 10. Data viitoare voi veni cu Alex de la Voluntari. Cu Alex de la Voluntari. Camil, iar și cu Alex, vineri la 10. Întreb de Horia Brânciu când intre aici. Ok, că care el vine, cred. Aici o să fie Horia. Ok, o să vin și o stai liniștit. Noi stăm liniștit să vedem el. Da. O încinci ceva, pauză. De ce?